partea de sud-est, hotarul era format din satele Jelebinț și Hășdar, în condițiile în care două așezări din vecinătatea Hunedoarei, Zlaștul și Vulturiul, rămâneau în continuare posesiuni ale regelui. Aceste aspecte indică faptul că districtul nu forma la data primirii datei locale în teritoriul compact, dar va fi cel mai probabil cadrul în interiorul căruia s-a extins mai târziu domeniul făurit de Ioan de Hunedoara și care la începutul secolului al XVI-lea cuprindea o cetate, Hunedoara, care era centrul domeniului, reședința castelanului și a unei părți din administrație, trei curți fortificate, hațe,